Sfinte, am locuiești în ceruri, binecuvântat să fie numele Tău. Amin. În fața Ta ne închinăm și în această dimineață. Vrem să-ți mulțumim pentru tot ceea ce ești Tu. Mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut, pentru tot ce faci, pentru tot ce vei face. Mulțumim că lucrările Tale sunt perfecte. Mulțumim că dragostea Ta este minunată. Doamne, ești veșnic, binecuvântat să fie numele Tău. Mulțumim pentru lucrarea săvârșită prin Domnul Iisus. Doamne Iisuse, ești răscumpărătorul, ești viu pururea, avem toate motivele să Te cântăm, să Te onorăm pe Tine. Fii slăvit pentru dragostea Ta, pentru puterea Ta ce mare. La Golgota ai frânt, Doamne, puterea morții și mulțumim că acolo ai urzit o mântuire veșnică. Ai adus-o și la noi, ne-ai dat-o și nouă și o dai cu drag și astăzi oricărei persoane care se pocăiește înaintea Ta. Doamne, ne rugăm în biserica din Tulca de mântuire. Ne rugăm să binecuvintezi pe cei bolnavi. Ne rugăm să binecuvintezi pe cei necăjiți. Ne rugăm să binecuvintezi pe cei care trebuie să ia astăzi sau în zile următoare decizii capitale. Dă binecuvântare și lucrează. Doamne, mulțumim pentru musafirii casei Tale, binecuvântă-i. Mulțumim pentru prietenii casei Tale, binecuvântă-i și pe ei. Mulțumim îndeosebi că astăzi pentru noi e ceva special. Masa Ta e pregătită. Mulțumim pentru pâine, pentru rodul viței, pentru faptul că ne îndreaptă privirea spre jertfa Ta. Doamne, ai milă de noi, Te rugăm, iartă-ne pe fiecare, de orice păcat și dă-ne Tu vrednicia să întindem mâna și ajută-ne să rămânem într-o părtășie curată cu Tine. Doamne, binecuvântă cauza împărăției Tale peste tot în lume. Glorie Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt și astăzi și în veci de veci. Amin. 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 Vă rog să vă reașezați. Ne bucurăm și în această dimineață să fim la închinare în casa Domnului. Vă salutăm pe toți cu toată dragostea. Vă spunem bine ați venit și Domnul să vă binecuvinteze. O zi călduroasă se anunță și astăzi și nădăjduim că ne apropiem încet, încet de finalul acesta, de perioada aceasta de căldură și că Domnul va aduce înviorare și răcoare peste noi. Dorim să facă lucrul acesta. Te binecuvântăm pe Dumnezeul nostru care este un Dumnezeu mare, atotputernic, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care este lângă noi, a fost lângă noi, promite că va fi cu noi și îl slăbim pentru lucrul acesta. Venim după o perioadă încărcată în viața Bisericii, o perioadă în care mă gândeam în cei 20 de ani, dacă am mai avut în 3 săptămâni 4 înmormântări. Și nu mi-am adus aminte ca să avem 4 înmormântări în 3 săptămâni și se pare că mai urmează. Aproape sunt și alții sunt foarte aproape de a pleca în veșnicie. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la Ionel Forțiu. Am fost la el săptămâna aceasta, invitat de familie și m-am rugat. M-au chemat, familia este doar aparținător al bisericii, m-au chemat să mă rog pentru că nu mai putea comunica cu ei, nu vorbea cu ei, nu se trezea din somnul același. Povesteam la privechi cum s-a întâmplat. M-am gândit la ceea ce s-a întâmplat. Când am spus Psalmul 23, s-a trezit, a deschis ochii și a întors privirea spre mine și au început să-i curgă lacrimile. Mi-am zis să fi fost oare harul pe care îl dă Dumnezeu. Înainte de a mă ruga, sigur l-am întrebat dacă pot să mă rog pentru el, de ce am venit. Și a spus că da. Înainte de a mă ruga, l-am încurajat să-l cheme pe Iisus în viața lui. Să se lege de Domnul Iisus. Vedeți, noi suntem oameni și noi prea ușor judecăm, spunând, bă, cât a fost bine, nu a venit la adunare, nu l-a căutat pe Domnul. Dar să știți că unora Dumnezeu le dă har, poate în ultimele clipe. În ultimele clipe. Este harul lui Dumnezeu. Și nu trebuie să judecăm.
Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de el. Amin. Să-i dea mântuirea. Amin. Să aibă milă de el și de casa lui. Este o perioadă în care mulți trec prin suferință. Și pentru dimineața aceasta m-am gândit să vorbesc din Psalmul 84. Învățături din Valea Plângerii. Când aceștia trec prin Valea Plângerii și patru familii în ultimele săptămâni au trecut prin Valea Plângerii. N-a fost ușor nici pentru noi ca păstori, nu fizic, ci emoțional. Să spui mereu, Domnul să te mângâie, cuvinte de încurajare, inevitabil simți cu cei care trec prin Valea Plângerii. A fost greu și mă uit locul gol al lui fratele Moise. Fratele Ghiță s-a pus acolo. Când l-am văzut prima dată și fără păr, am avut așa o tresărire că vă lipsește ochelarii, frate Ghiță. Cum a hotărât Dumnezeu să-l duc acasă? Încărcătură emoțională. Vreau să mulțumesc bisericii celor care ați venit la priveghiuri, la mormântare și ne-am făcut partea noastră, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa că în această dimineață o să ne oprim la acest subiect. Ce învățăm în Valea Plângerii? Pentru că toți trecem. Nimeni nu este scutit. Toți trecem prin Valea Plângerii. Aș vrea însă în această dimineață să lăsăm întristarea și chiar dacă este o atmosferă mai apăsătoare, să ne bucurăm. Să ne bucurăm că l-avem pe Domnul cu noi. Să ne bucurăm de harul pe care l-avem să fim la masa Domnului. Ne vom ruga și pentru cei bolnavi, ne vom ruga și pentru cei care nu sunt mântuiți. Vom avea două momente de rugăciune, de laudă și mulțumire un moment și apoi un moment de rugăciune, liniște, de mărturisire, de mijlocire. Vom sta înaintea Domnului, dar vom cânta, vrem să-L înălțăm și să-L glorificăm pe Cel care și-a dat viața pentru noi, pe Cel care a murit pe cruce pentru noi. Am fost cu cinaș în această dimineață și mai am la ora 12, încă sunt bolnav. Și o soră s-a rugat, Doamne, pregătește-mă să trec dincolo. Acolo unde nu mai e durere. Și mi-a zis, frate Ghiță, simt că e aproape moment. Se apropie momentul. E aproape. Suntem binecuvântați că avem nădejde. Că Domnul ne-a dat această nădejde și avem nădejde în ea. Și merită acest Dumnezeu să fie înălțat, merită să-i cântăm, așa cum spunea în rugăciune fratele Ionică, să-i cântăm Dumnezeului nostru. Și haideți să-i cântăm. Invitați-i să vină în față și toți să cântăm Dumnezeului nostru. Și să facem plin de bucurie.
Psalmul 147, primul verset, avem câteva motive pentru care să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Și haideți să rostim cu toată adunarea versetul acesta. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să lăudăm. Am venit în această dimineață să ne întâlnim cu Domnul. Am venit să avem părtășie cu El. Să avem părtășie unii cu alții. Am venit să îl lăudăm pe Dumnezeul nostru, să-i cântăm. Și am cântat, dar iubirea-mi dă avânt să te laud, să scânt, Doamne. Și iată trei motive pe care psalmistul le prezintă în psalmul acesta. Este frumos să-l lăudăm. Sunt lucruri care nu sunt frumoase și pe care nu trebuie să le facem. Chiar în casa Domnului. Nu-i frumos să vorbim când se predică. Nu-i frumos să ne uităm în telefon când se roagă, când sau să facem tot felul de lucruri. Nu-i frumos. Dar un lucru care este frumos în casa Domnului este să lăudăm pe Dumnezeu. Și vă chem în această dimineață, frați și surori, să înălțăm laude la adresa Dumnezeului nostru, căci este un lucru frumos și așa de bine, și așa de bine să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Căci este plăcut să lăudăm. Al doilea motiv. Și Doamne, ce bine ne simțim și ce plăcut este să lauzi pe Dumnezeu. Să cânți o cântare frumoasă, cuvinte înălțătoare, melodie extraordinară și să cânți plin de bucurie, să-i aduci laudă Dumnezeului nostru. Este plăcut. Și uitați ce spune psalmistul. Și se cuvine. Se cuvine, frați și surori, să-L lăudăm pe Domnul. Chiar și atunci când trecem prin valea plângerii. Chiar și atunci când îngăduie Dumnezeu boala, suferința, necazul, moartea în familiile noastre, se cuvine să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru așteaptă laude din gura noastră în această dimineață. Ești pregătit? Ești gata să-L lauzi în rugăciune? Haideți să pornim în rugăciuni de laudă la adresa Dumnezeului nostru. Să ne rugăm cu cei care doriți să faceți lucrul acesta cu voce tare. Ne plecăm ființele și ne rugăm. Slava Dumnezeu, se cuvine toată slava și este și închinăciunea pentru tot ceea ce faci pentru noi în fiecare zi. Îți mulțumim, Doamne, și te dă rugăm pentru purtarea ta de grijă. Da, Amin. Da, Doamne, este frumos, este plăcut și se cuvine să te rugăm, Doamne, pentru dragostea ta nespusnă de mare arătată nouă oamenilor. Slăviți și binecuvântați să fii. Amin. Amin. Este să cuvine toate cele, toată slava, gloria și onoare. De aceea venim în neamnătă și vrem să te rugăm cu tot prin toate inima și da. Amin. Ne cuvântăm toată noastră pentru că merită acest lucru și te iubim cu toată de verge. Amin. 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 Să fii toate și te rugăm pentru că ești plin de dragoste, ești plin de durare. Da. Toată cinstea lauda se poate ce în fiecare stânta, care locuiește în cer.
întreagă și în familia mea. Amin. Te laud și te binecuvintez, Tatăl meu ceresc, și îți mulțumesc pentru dragostea care o porți pentru noi, pentru fiecare. Da, mulțumim. Îți mulțumim, Tatăl ceresc, pentru că în această zi suntem în casa Ta și o să fim, Doamne, părtași la sângele Tău. Îți mulțumim, Doamne, că prin sângele curs pe lemnul crucii ne-ai dat mântuire. Arată-ne, Doamne, ca trăirea noastră și ajută-ne, Doamne, ca trăirea noastră să fim și să facem voia Ta. În numele Domnului Iisus, îți mulțumim. Amin. Mulțumim. Mulțumim. Slăvit. Amin. 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 Doamne, așa de frumos, Tatăl nostru, când copiii Tăi se adună în casa Ta. Dar dorim, Doamne, să primești și lauda buzelor noastre, Doamne, ceea ce Amin. La Golgota pentru noi. Amin. 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 Cântăm din cântarea de la numărul 361. Nu știu de ce sunt ispite adesea și încercări vin în orice zi, când lângă noi sunt atâția alții, ce hărțuiți ei nu par a fi. Să ocupăm locul.
cu atâtea privegiuri și mormântări. Când ajungeam lângă școală, opream mașina și mai luam fie din biserică sau din afara bisericii persoane care spuneam, haideți cu mine chiar dacă veniți puțin. Am luat o persoană și nu-i din biserică de la noi și mi-a zis, tare mult mi-a plăcut. Ce predici am auzit. De aceea vin să aud cuvânt. Și m-am gândit, nu știm niciodată cum poate Dumnezeu lucra mântuirea. Ca biserică avem datoria să mijlocim pentru cei din familiile noastre, pentru cei din localitatea noastră, care nu sunt mântuiți, să lucreze Dumnezeu mântuire în viețile lor. Și am amintit că vom mai avea un moment de rugăciune când vom sta în liniște și vom mijloci pentru cei care au auzit de atâtea ori cuvântul lui Dumnezeu și știu ce trebuie să facă, să lucreze Domnul mântuire, să le dea har să se întoarcă la El. Dar vom mijloci și pentru cei care sunt bolnavi. Am primit un mesaj pe telefon în această dimineață să ne rugăm pentru sora Phoebe Ardelean. Are probleme, o doare rău spatele, nu se poate ridica, probleme de sănătate și crede în puterea Domnului și aș vrea în rugăciunile noastre să ne rugăm pentru și pentru sora Phoebe. Am fost la sora Pustuc, Maria. Mâine va pleca până la spital. În rugăciunea ei spunea, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să mă ridic din pat astăzi. Și a zis, frate, rugați-vă și în biserică și pentru mine. V-am spus că familia Porțiu ne roagă să ne rugăm pentru Ionel. Îl vom aduce înaintea Domnului. Se pregătește. Ne vom ruga și pentru el. Așa să ne rugăm pentru fratele Viță Popuță. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ea. Voiam să trec pe listă pe sora Domnica, am vorbit cu sora Mărioara și spunea, e așa de slăbită. Și m-am bucurat când am văzut că au venit în biserică. Chiar dacă e cu noi, ne rugăm și pentru sora. Sunt atâția bolnavi pe care îi cunoașteți și știți. Se aducem în această dimineață, încă o dată înaintea Domnului, să se îndure Domnul. Unii sunt în spital, ne rugăm pentru ei. Alții acasă, ne rugăm pentru ei. Și așa cum stăm, vă invit să vă plecați înaintea Domnului și stăm câteva clipe în liniște. Ne îndreptăm gândul, rugăciunea spre Domnul. Și după câteva momente, rog pe fratele Nelu Fabian și pe sora Jelicioară să conducă biserica în rugăciune cu voce tare. Stăm câteva momente în Duhul rugăciunii și ne rugăm fiecare. Părintele veșnicilor, că ne încontrăm și această dimineață, pentru că te-ai îngurat de viețile noastre. Da. Datorii
datorită dragostei tale suntem aici. Mulțumim. Datorită purtării tale de grijă. Mulțumim. Suntem recunoscători pentru că vreți dumneavoastră și astăzi. Mulțumim. Apreciem, Doamne, că ne accepți să venim să luăm parte la masa ta. Mulțumim. Vreau să ne folosești cu fiecare în parte și să ne dai putere să putem să urmărăm mai departe în fiecare zi. Mă rog pentru cei care încercă să le dai izbândă. Te rugăm. Să le dai vindecare. Amin. Și să ajungi să vadă mâna ta în viața lor. Amin. Dură-te de cei din jurul lor. Te rugăm, Doamne. Familia care are grijă de ei. Te rugăm. Și dă-le putere să slujească. Amin. Rugăm să ne ajungi pe fiecare dintre noi. Să înțelegem care este locul nostru în lucru în Hristos. Da. Și să lucrăm la zidirea împărăției tale. Da. Încă o dată, Doamne, îți mulțumim că te îngrijești de fiecare dintre noi. Mulțumim. Și că deși trecem și prin încercări, Tu ai promis că ești lângă noi. Mulțumim. Și ne ajuți. Dă-ne putere la fiecare dintre cei care suntem bine. Să mergem și să căutăm pe cei care trebuie în încercare. Să arătăm că suntem încă ei. Îți mulțumim că ești Dumnezeu nostru. Slavă. Îți mulțumim că ești Cel care porți de grijă. Te binecuvântăm și te înălțăm. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Te binecuvântăm pentru Domnul Iisus, pentru jertfa sa măreață. Doamne, mulțumim că în El avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor. Mulțumim, Iisuse drag, că ai purtat pe lemn păcatul nostru și boalele noastre. Și, Doamne, în jertfa Ta și în meritele Tale de la Tine, Doamne, avem îndrăzneală și intrare slobodă la Tatăl. Doamne, mulțumim că am gustat ce bun ești și se cuvine să te aducem laudă pentru mântuirea ce ne-ai oferit-o, dar te rugăm în dragostea Ta, Doamne, să te atingi de toți cei ce încă n-au un legământ cu Tine. Doamne, sunt cei dragi ai noștri, sunt copiii fraților, părinții copiilor. Doamne, te rugăm să cercetezi și să aduci mântuire în fiecare te rugăm. Doamne, numai cu Tine avem biruință și nădejde pentru ziua de mâine și pentru veșnicii. Doamne, te rugăm și pentru cei în suferință. Doamne, noi am gustat bunătatea Ta și de atâtea ori am strigat către Tine și în dragostea Ta ne-ai ridicat. Doamne, mulțumim că prin puterea Ta stăm în picioare și astăzi. Și te rugăm, Doamne, pentru toți cei ce trec prin încercări. Mă rog în mod special pentru fratele Ghiță Popuze. Doamne, atinge. Doamne, dă-i viața și fă-i o mărturie, Doamne. Și ajută să ajungă din nou în biserică și să poată să spună ce mare Dumnezeu avem și ce bun ești Tu. Te rugăm pentru surorile care trec prin suferință. Doamne, atinge-te de tine, atinge-te de surorile bătrâne. Doamne, arată-ți puterea și slava și păstrează-le credința până la capăt. Mă rog, Doamne, și pentru prietenul Ionel. Doamne, lucrează în viața lui. Și așa cum ai dat în harul lui bucuria mântuirii, dă-i-o și lui în ultimele clipe ale vieții și, Doamne, prin viața lui, cercetează și viața casei lui. Doamne, mulțumim că suntem ai Tăi, ne credem în Tine, așteptăm să răspunzi, Doamne. Binecuvântă-ne cu cuvântul Tău și dimineața aceasta, binecuvântă-ți slujitorii și fii binecuvântat de noi, Părinte drag, și astăzi și până în ziua veșniciei. Amin. 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 După ce fanfara vă lăudat pe Domnul, ascultăm pe sora Andreea, lăudând pe Domnul Popuza.
Și eu am fost în concediu. Și mă gândeam că până mâine sunt în concediu, trebuia să fiu la nuntă, aseară, s-au schimbat planurile, nu întotdeauna cum vrem noi. Am renunțat la băi, în special Margareta avea plătit. Trebuie să venim că au pus Domnul 4 mormântări, una lângă alta. Așa e. În viață mai trecem și pe aici. Cei care sunt plecați se vor întoarce acasă și trebuie să strângem rândurile. Ne așteaptă o perioadă mai încărcată în biserică, cu evenimente, cu multe bucurii. Și vreau să-i fac o bucurie sorei Mărioara, Sabău. Dacă va fi cu voia Domnului, peste două duminici vor fi împreună cu noi corul polițiștilor din Oradea. Sora, ai promis că faci și corșul, să nu uiți. Am vorbit cu cel care se ocupă și și-a manifestat într-un fel și ei dorința să vină cu noi. Nu știm câți vor fi, 20-30 de coriști, și am zis că le dăm voie să slujească, vor fi multe mărturii și vom avea și mesaj. Domnul să binecuvinteze perioada aceasta. Vom avea serbarea mulțumirii undeva în luna aceasta. Vom anunța din timp. Ar vrea să facem și un botez. Unii s-au anunțat așa, s-au vorbit unul cu altul, dar nu a anunțat păstorul. Nu amânați. Nu plecați din lumea aceasta fără legământ. Aștept să mi se confirme, dar de cei în cauză care vorbesc așa că m-ai boteza, să anunțe și păstorul sau frații din comitet, să demarăm pregătirile. Și dacă va fi cu voia Domnului, vom avea și un botez anul acesta. Dumnezeu să lucreze, să aducă mântuire. Ne pregătim și pentru festivalul Solideo Gloria, a treia ediție a farelor undeva în luna octombrie. În luna noiembrie vom avea o săptămână de post, de smerenie, de pocăință. Și apoi vin și sărbătorile și spunem toate astea, dacă va fi cu
voia Domnului. Am învățat de la fratele Ionica Crosta, dacă va fi cu voia Domnului. Din Scriptură, da. Cântăm acum o cântare cu toată biserica. Sunt un mesager rătăcitor prin lume. Lauda mea este pentru Împăratul. Și apoi ne vom apropia de Cuvântul lui Dumnezeu.
Psalmul 84, citim versetul 5, 6 și 7, după care ne vom ruga, cerem binecuvântare Domnului peste acest cuvânt și peste inimile și viețile noastre. Rog pe fratele Laviniu, ridicam să te conducă în rugăciune cu voce tare. Psalmul 84, de la versetul 5. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm, Domnului. Doamne Dumnezeu nostru și Tatăl nostru, în fața Ta ne închinăm în dimineața aceasta. Știm că Tu ești Dumnezeu cel viu și ești Dumnezeu care are toate lucrurile în control. Doamne, ai îngăduit în viața Bisericii zilele acestea, perioada aceasta, momente în care să ne aducem aminte cu toți cât suntem de trecători. Da. Să ne aducem aminte, Doamne, că în viața aceasta avem parte și de dureri, și de despărțiri, și de suferință. Doamne, toate sunt îngăduite de Tine. Am vrea în mod special să-i întărești pe aceia care în această perioadă trec prin astfel de momente. Te rugăm, de stare, de durere. Amin. Doamne, fii Tu acela care îi mântuie și așa îi întărești și te putere să privească spre Tine și să meargă înainte. Amin. Vreau să ne încurajez prin cuvântul Tău în dimineața aceasta. De aceea te rugăm, vorbește-ne fiecare dintre noi. Vreau să ne pregătești pe fiecare dintre noi să fim primuitori în alegarea pe pământul acesta, să ne primim la o seară, Doamne, și în fața greutăților și a încercărilor, să privim spre Tine, Doamne, să ne credem în Tine, că Tu ești acela care ne vei ajuta și ne vei da putere să mergem înainte. Bine, că ajutați să fie numele Tău în veci. Amin. Amin. Vă rog să vă reacționați. Mă gândeam la ceea ce spune psalmistul și, de fapt, m-am gândit la versetul acesta într-o seară când fratele Ionică, am predicat împreună cu fratele Ionică la privec din psalmul de la numărul 23. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, ploiacul și mea, ta mă mângâie. Și am făcut legătură cu versetul acesta, versetul 6, când străbat aceștia, și aici psalmistul vorbește de niște oameni credincioși, de cei care își pun încrederea în Domnul, care se încred în Dumnezeu. Am făcut legătura cu, așadar, cu versetul acesta și mă gândeam să desprindem de aici câteva lecții pentru noi și predica mi-am intitulat-o Lecții din Valea Plângerii. Fiecare dintre noi avem valea noastră. La unii ține călătoria spre Canaanul Ceresc, călătoria prin Valea Plângerii, mai puțin, la alții mai mult. Interesant că la unii ține aproape toată viața. Și uneori nu înțelegem de ce unii trec așa de mult timp prin Valea Plângerii, de ce perioada altora prin vale este mult mai scurtă. Și poate că în astfel de momente ne punem tot felul de întrebări și încercăm să îi punem tot felul de întrebări lui Dumnezeu. Doamne, de ce? Nu știm și nu găsim răspuns la întrebări. Dar putem să învățăm câteva lecții și mă rog ca în această dimineață Duhului Dumnezeu să-mi dea lumină și înțelepciune și să pot explica aceste lecții și nouă tuturor dorința de a păstra acest cuvânt în mintea noastră și în inima noastră. Iar dacă viața ta acum este acea perioadă în care treci prin Valea Plângerii, să îți ajute Domnul să treci cu bine, să înveți aceste lecții, să le pui în practică, iar pe cei care vom urma să trecem prin Valea Plângerii, să învățăm aceste lecții.
Pentru că ele cu siguranță ne vor ajuta. Vedeți, nu suntem scutiți ca și credincioși și nu cred în acea Evanghelie care spune că vino, pocăiește-te și dacă te-ai pocăit, te-ai botezat, nu o să ai parte de suferință, de boală, de necaz. S-a pocăit cineva, s-a botezat cineva din afară, nu la noi în sat și nu a trecut câteva săptămâni după ce au avut o boală în trup și mulți au venit și au zis, ai văzut dacă ți-ai părăsit credința ta. Uite ce te trece Dumnezeu. Noi avem o cântare care spune, El n-a promis doar nici flori pe cale fără și uneori pe calea asta. Dumnezeu îngăduie să trecem prin valea plângerii. Și decât să îi punem întrebări, de ce, Doamne, de ce, Doamne, poate că ar trebui să îi spunem, Doamne, ce să fac? Ce să fac, Doamne, în valea plângerii? Cum să trec? Sau rugăciunea noastră să fie, Doamne, fii lângă mine, Doamne, fii cu mine când trec prin valea plângerii. Și uitându-ne doar la aceste două versete, observați versetul 6 ce spune psalmistul. Când străbat aceștia valea plângerii. Și prima lecție pe care o învățăm este că valea plângerii este inevitabilă. Psalmistul nu spune despre ei, oamenii ăștia sunt fericiți, se încred în Domnul, au toată încrederea în inima lor, în Dumnezeu, îl slujesc pe Dumnezeu. Dacă vor străbate valea plângerii, oare vor străbate valea plângerii? Ci psalmistul spune aici, când străbat aceștia valea plângerii. Și este prima lecție pe care o învățăm, lecții din valea plângerii. Valea este inevitabilă. Încercările. De fapt, valea plângerii se referă la cele perioade din viață când treci prin încercări, prin suferință, când treci prin necaz. Și avem parte de încercări, de necaz, de suferință. Uitați-vă în Scriptură, oameni credincioși, eroi ai credinței. Și avem numele lor trecute în lista eroilor din Evrei, capitolul 11. N-au fost scutiți de încercări și de valea plângerii. Uitați-vă la Iosif în Vechiul Testament, prin câte o trecut. El care era prea iubitul tatălui, el care și-a onorat Dumnezeu, a trebuit să treacă prin valea plângerii. Uitați-vă la Iov, uitați-vă la Ieremia, uitați-vă la Daniel. Daniel care și-a onorat Dumnezeul și-a rămas lângă Dumnezeu, de tânăr, a învățat în familie să-și onoreze Dumnezeul. A trecut prin valea plângerii. Gândindu-ne doar la Ieremia, câtă suferință, câte lacrimi, prin câte a trecut. Oameni credincioși prin Dumnezeu. Deci, valea este inevitabilă. Ne spune cuvântul Domnului că vin încercări, că trecem prin suferință. Și uitați ce spune Petru în 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea și arătarea lui Iisus Hristos, prin care trebuie, treceți. În Psalmul 34, versetul 19, psalmistul spune, de multe ori vine nenorocirea. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. Vedeți, noi avem aici o teologie a încercării care intră în contrast cu un creștin care n-ar trebui să treacă prin nenorocire și prin necaz. Deci, atunci când treci prin valea plângerii,
Reține lecția. Valea este inevitabilă. Nu putem ocoli. Îngăduie Dumnezeu. Să nu vii să spui problema ce păcate e în viața mea, ce păcate e în casa mea, ce s-au bătut asupra familiei mele. Valea plângerii este inevitabilă și este o primă lecție. Psalmistul spune aici, când străbat aceștia valea plângerii. Și este o primă lecție pe care aș vrea să ne-o însușim fiecare dintre noi. Și când trecem prin valea plângerii, să nu-i punem lui Dumnezeu întrebări inutile, ci să îi spunem, Doamne, ce vrei să fac în valea plângerii? Am auzit despre o experiență pe care a avut-o un păstor în Scoția, în urmă cu mulți ani, într-o zi, era o grevă, minerii făceau grevă, s-au adunat mulțimi de oameni și își cereau drepturile, și s-a întâmplat ca în acea zi păstorul să treacă pe lângă grupul de greviști și unul dintre mineri, care era mai vocal acolo, l-a recunoscut că e păstor și l-a chemat și a zis, ei, pastore, vino puțin până aici la noi. Și păstorul s-a dus la ei și i-a zis, tu slujești pe Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Eu când voi ajunge în fața lui Dumnezeu, o să-L întreb pe Dumnezeu și o să-i spun, de ce îngădui, Doamne, atâta nedreptate? De ce îngădui atâta suferință? De ce este foame? De ce trebuie să trecem prin... Unde ești, Dumnezeu? Ești un Dumnezeu mic. Ești un Dumnezeu neputincios. Și o să strig în fața acelui Dumnezeu, în fața tuturor celor prezenți acolo, jos cu acest Dumnezeu. Ce spui, pastore? Păstorul s-a uitat la el, s-a uitat la oameni și a început să spună și el. Jos cu acest Dumnezeu! Jos cu acest Dumnezeu! Bineînțeles că mirare pe fețele lor și minerul l-a întrebat, păi de acum tu îl slujești pe acest Dumnezeu? Și zice, eu nu îl slujesc pe acest Dumnezeu. Dumnezeul despre care spui tu jos, spun și eu jos, pentru că nu este mic, nu este neputincios, nu este așa cum îl sugrăvești tu, ci este Dumnezeul atotputernic. Ei, Dumnezeul acesta atotputernic, singurul, creatorul, susținătorul și stăpânitorul tuturor lucrurilor, este Tatăl nostru. Este Dumnezeul nostru. Slăvit să fie numele Lui. El știe când trecem prin valea plângerii. Și este același Dumnezeu care este cu tine și pe munte, și este același Dumnezeu care este cu tine și în vale. Slăvit să fie numele Lui. A doua lecție pe care o învățăm din valea plângerii este ceea ce continuă psalmistul în versetul 6, este că valea plângerii este o oportunitate. Și poate că o să ne mirăm aici, cum adică valea plângerii este o oportunitate pentru cei care trec prin ea. Uitați ce spune versetul 6. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Poate că ne-am așteptat ca psalmistul să spună, când străbat aceștia valea plângerii, și cât de grea este. Sunt disperați. Nu mai au nicio speranță. Nu mai au nicio nădejde. O, dar așa sunt cei necredincioși. Disperați. Unii se urcă pe clădiri înalte și se aruncă de acolo. Alții se sinucid în alt fel. Alții sunt gata să toarne benzină pe ei și să-și dea foc. Pentru că vin unii și spun, e așa de greu în valea plângerii, că nu mai resist, nu mai pot să trăiesc viața și își iau viața. Dar observați ce spune psalmistul aici. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Deci lecția pe care o învățăm de aici, valea plângerii este o oportunitate. Aceștia, cei credincioși, o prefac, o transformă. Când David era urmărit și s-a ascuns în peșteră, și David a avut perioade din viață când a trecut prin valea plângerii,
urmărit de fiul lui, urmărit de împăratul Saul, a avut perioade grele în viață. Și nu i-a fost tocmai bine să se ascundă în peșteră, dar când a fost în peșteră, știți ce a făcut el? A scris psalm. Și dacă vă uitați deasupra psalmului 57, deasupra psalmului 59, nu este scris când a scris David psalmul acela. Acum, eu nu cred că el a avut acolo cerneală, a avut tot ce trebuie să scrie, ci cred că în momentul acela, trecând prin Valea Plângerii, el a început să compună psalm, să scrie psalm. Și când Dumnezeu i-a adus izbăvire, a șternut acei psalm pe care noi îi avem astăzi. Lecția Valea Plângerii este o oportunitate pentru cei care trec prin Valea Plângerii, și psalmistul spune lucrul acesta, o prefac într-un loc plin de izvoare, oportunități. Aduceți-vă aminte de Vulbran. A făcut ani grei de pușcărie. Fratele Nicolae Moldovean a făcut pușcărie. Și acolo mâine simt disperați. O, da, au trecut prin suferință, au strigat, au plâns, au fost bătuți, au fost umiliți. Dar în Valea Plângerii, Valea Plângerii pentru ei a fost o oportunitate. Și au compus, au scris poezii, cântări. Pentru cei credincioși, Valea Plângerii poate fi o oportunitate. Aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel. Pavel și Sila s-au dus în Filip, au predicat Evanghelia, cunoaștem că au ajuns în temniță. Temnicierul i-a bătut bine, i-a legat și i-a pus în butuci. Și am putea să ne imaginăm dialogul dintre cei doi și să vedem pe Sila că îi spune, frate Saul, frate Pavel, ce vedenie ai avut tu? Ce ți-a spus Dumnezeu? Păi aici ne-a dus Dumnezeul nostru. Trebuie să trecem noi pe aici? Valea Plângerii și Pavel, ca și slujitor al lui Dumnezeu, a trecut prin Valea Plângerii. Dar observați, în temniță, ei n-au fost disperați. Și au zis unul către celălalt. O, știi ce? Hai să cântăm o cântare de laudă la adresa Dumnezeului nostru. Și au cântat cântare de laudă. Și a intervenit Dumnezeu. Și a făcut Dumnezeu o minune. Și a fost o casă, un om dintre neamuri, mântuit. Un om nemântuit. Pentru că în Valea Plângerii poate fi o oportunitate. Mă gândesc la unii dintre noi. Când trecem prin Valea Plângerii și apoi Dumnezeu ne trece pe viitor. Cum venim și povestim. Să știi că acolo în spital am întâlnit pe cineva. La unul i-am dat o carte, pe unul l-am încurajat. Pentru cineva m-a rugat. Când treci prin Valea Plângerii, poți să faci acea trecere o oportunitate de a-L onora pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Daniel. Își onorează Dumnezeu. Frăjiților, o credință slabă în Valea Plângerii plânge, se vaietă, pune întrebări, strigă, poate ia la rost pe Dumnezeu. Dar o credință puternică, când trece prin Valea Plângerii, transformă în oportunitate. O să fie o mărturie pentru cineva. Mă rog ca Dumnezeu să-i întărească pe toți cei care trec prin Valea Plângerii. Și să ne întărească pe fiecare dintre noi. Ca din acele momente din viață să folosim oportunități de a ne onora Dumnezeul și de a vorbi despre Dumnezeul nostru. Domnul să ne ajute. Apoi, o altă lecție pe care o învăț uitându-mă în versetele acestea, Valea Plângerii, și poate că o să vă surprindă ceea ce spun acum, Valea Plângerii este și un loc al binecuvântărilor. Poate că unii care treceți chiar acum prin Valea Plângerii vei spune, frate, asta e binecuvântare? Poate fi un loc al binecuvântării. Uitați versetul 6, partea a doua. Și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.
Când străbat aceștia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Auziți? Să învățăm lecția. Valea este și un loc al binecuvântărilor. Ploaia timpurie. Valea poate fi sau este acoperită de binecuvântări. Poate că ne întrebăm ce binecuvântări poți avea prin vale. Ce binecuvântări poți să ai când treci prin Valea Plângerii? Păi să vă enumăr câteva binecuvântări. În primul rând, poți să ai binecuvântarea dezlipirii inimii de cele pământești. Că, Doamne, când ne este bine și când avem, atâta ne luptăm și atâta alergăm să adunăm și mai mult și ne trezim că inima noastră se lipește de lucrurile pământești. Și când vine Valea Plângerii și Valea Plângerii, perioada din Valea Plângerii, poate să fie o suferință grea și momentul trecerii în veșnicie. Te uiți la tot ceea ce ai și inima ți se dezlipește de lucrurile materiale. Am fost la un frate vreo 2 luni înainte de a muri. O trecut la Domnul de mult de aici, din Tulca. Și era pe pat. Dar era slăbit. Știa că va pleca în veșnicie. O ieșit afară cu mine. Ne-am uitat în curte. Și mi-a arătat casa. Mi-a arătat în grădină. Mi-a arătat fructorișa ce avea acolo. Frate. Cu mâinile astea. Atât am lucrat. Și acum mă uit la tot ce am și am zis, pentru ce toate rămân aici? Cine le va folosi? Atât am lucrat. Și în adevăr, mult o lucra. Și nici măcar n-am vrut la cine să lase. Mult o lucra. Binecuvântarea deslipirii de lucrurile materiale. Frați și surori, nu cumva avem inima lipită de pământul ăsta, să nu ne legăm. Să nu ne legăm puternice. Aici rămân. Aici le lăsăm. Doamne, ai milă de noi. Dar Valea Plângerii poate fi o binecuvântare. Apoi o altă binecuvântare este binecuvântarea de a-ți cunoaște prietenii adevărați. Că atunci când ți-i bine, mulți prieteni ai. Dar când treci prin Valea Plângerii, ai posibilitatea și binecuvântarea să-ți cunoști prietenii adevărați. Și prietenii adevărați sunt lângă tine. Și prietenii adevărați sunt lângă tine nu numai când ți-e bine, ci și când treci prin Valea Plângerii. Și nu vin acolo să acuze, să lovească, ci vin să se roage, să fie lângă tine. Și abia atunci, în Valea Plângerii, vezi cine îți sunt prieteni adevărați. Vedeți? Valea este un loc al binecuvântărilor. Să mai spun o altă binecuvântare? O altă binecuvântare când trecem prin Valea Plângerii poate să fie binecuvântarea cercetării de sine și binecuvântarea pocăinței. Că atunci când ți-i bine, când ești sănătos, când ai din belșug de toate, nu mai îți cercetezi viața ta. Poate din când în când, când păstorul spune, suntem la masa Domnului și trebuie să avem un moment de cercetare, să stăm, să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Dar când am ieșit din biserică, din nou ne lipim de lucrurile din această lume și n-ai timp să-ți cercetezi viața. Câți ne-au mărturisit că în Valea Plângerii am avut ocazia să privesc mai mult acolo stând pe pat. Să-mi cercetez viața. Și Dumnezeu mi-a dat timp să mă pocăiesc, să mărturisesc păcatele și să mă întorc la El. Este o binecuvântare. În Valea Plângerii poate fi binecuvântarea aceasta. Cercetarea, să-ți cercetezi viața, să te pocăiești, să te apropii de Dumnezeu. O altă binecuvântare. Binecuvântarea unei părtășii speciale cu Domnul. În Valea Plângerii, parcă alta e părtășia. Rădănelul, cum a fost în spital, când erai singur, te puteai mișca. Când săptămânic o sta lângă tine, dar vrea să spui astăzi, cum a spus poporul Israel, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Frașii și surori,
Când ai fost în spital, poate operație la inimă, sau operație grea, când poate nu ai avut nici vizitator, când gândul îți era îndreptat spre Dumnezeu și strigai după mila lui Dumnezeu, cum a fost? Și câți n-au mărturisit că în acele momente am avut cea mai plăcută părtășie cu Domnul? În Valea Plângerii, Vulbrand a avut o părtășie extraordinară cu Dumnezeu. Cei trei tineri care au fost aruncați în cuptor cu foc în Valea Plângerii au avut ei părtășie cu Domnul și până atunci. Și ne învață de la ei, învățăm lecția părtășiei. Dar în cuptorul cu foc a fost o părtășie extraordinară, pentru că acolo în cuptor a apărut a patra ființă. Nu știu, a fost o teofanie, nu știu. Dar vă dați seama ce părtășie. Valea Plângerii este și un loc al binecuvântărilor. Și credeți că dacă ne văietăm și ne plângem, trecem mai ușor prin Valea Plângerii? Să învățăm lecția asta. Poate fi un loc al binecuvântării. Îi mulțumim Domnului de toate binecuvântările pe care le revarsă peste noi în fiecare zi. Dar să știți că Dumnezeu dă binecuvântare și când trecem prin Valea Plângerii. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Amin. Încă o lecție mai învățăm de aici. Valea Plângerii este și un loc de creștere. De creștere spirituală. Uitați-vă versetul 7 ce spune. Ei merg din putere și noi ne-am așteptat ca psalmistul să spună, păi ăștia când trec prin Valea Plângerii merg din cădere în cădere sau merg din cârtire în cârtire. Cum o cârtit poporul Israel pe care Dumnezeu l-a scos din Egipt și în călătoria lor spre Canaan nu a fost bun nimic. Ni s-a scârbit sufletul de hrana asta proastă. Păi vă dați seama unii când trec prin Valea Plângerii, credincioși, zicem noi, cum cârtesc împotriva lui Dumnezeu? Cum vin și spun, unde ești Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? De ce a îngăduit Dumnezeu să trec pe aici? Dar Psalmistul nu spune că ei merg din cădere în cădere sau din cârtire în cârtire. Cine îi spun în versetul 7, ei merg din putere în putere. Este o creștere spirituală. Vedeți? Valea trebuie să fie privită ca un loc de creștere. Pentru că lecțiile pe care le înveți, pentru că Dumnezeu te maturizează. Devii, dacă nu cârtești, mai matur. Vezi lucrurile altfel. Simți altfel cu cel care trece prin ceea ce ai trecut tu. Și devii mai matur. O să-ți placă să te vizitezi. Să te duci să te rogi cu el. Pentru că tu ai trecut pe acolo. Și crești din putere în putere. Apostolul Pavel ne spune în 2 Corinteni, capitolul 4, că omul nostru din lăuntru trece. Trece, se trece. Omul nostru din afară trece, dar omul nostru din lăuntru crește. Atunci când trecem prin Valea Plângerii, Valea Plângerii este un loc al creșterii spirituale. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că El este lângă noi când trecem prin Valea Plângerii. Și încă o lecție în această dimineață, din versetul 7, partea a doua a versetului. Prima parte spune, ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Valea este temporală. Valea Plângerii are un final. Ei merg din putere în putere, ne spune cuvântul Domnului, și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Sionul, un munte. Muntele, prezența lui Dumnezeu. Ei merg și se înfățișează. Adică textul ne spune
că se termină valea plângerii. Și unii care treceți acum prin valea plângerii, Doamne, ajută-le să ajungă la capăt. Dar vreau să vă spun, cuvântul Domnului ne spune că se termină, pentru că valea este temporală. Mi-aduc încă o dată aminte și vreau să spun lucrul acesta. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu, cea mai mare binecuvântare pentru noi ca și credincioși, este că atunci când trecem prin valea plângerii sau valea umbrei morții, nu suntem singuri. Dumnezeu este cu noi. Slăviți să fie numele Lui. Unul dintre cei mai buni atleți era la un concurs. Toată lumea știa că e cel mai bun și că el va sosi primul și va câștiga premiul. În tribună era și tata lui. Și când s-a apropiat, mai avea doar câteva sute de metri să ajungă la linia de sosire, s-a împiedicat, a căzut jos. Și nu s-a mai putut ridica. Ceilalți l-au depășit, sigur. Au ajuns la linia de sosire. Și atunci s-a văzut că din tribună iese un bărbat. Era tatălui. A trecut printre oamenii de ordine, acolo a ajuns pe pista de alergare și a luat băiatul în brațe. Și a alergat cu el. Până a ajuns și a trecut linia de sosire. A fost ultimul. Și l-au întrebat reporterii, de ce ai făcut lucrul ăsta? A zis că e accidentat, nu mai poate statul lui. Și am vrut ca fiul meu să treacă linia de sosire. Așa că ori viața, chiar viața de credință, așa de grea. Și în oricaz, uneori în valea plângerii te împiedici, te-ai rănit și ai căzut. Dar să știți că Domnul este cu noi. Și în atâtea și în atâtea momente când nu mai putem, nu uitați că El este Cel care ne ia în brațe. Și ne poartă pe brațele Lui. Să nu cârtim când trecem prin valea plângerii. Să-i mulțumim Lui Dumnezeu că este lângă noi. N-ai experimentat lucrul acesta. Dumnezeu este același. Dumnezeul de pe munte este și Dumnezeul din vale. Și mâna Lui, mâna Lui puternică, te va ține și te va duce mai departe. Merită slujit acest Dumnezeu. Merită să rămânem lângă El. Merită să lăudăm și să-L glorificăm pe El. Domnul să ne ajute. Amin. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Dacă nu cer prea mult, Andreea, mai cântăm o dată cântarea preluată. Ne pregătim pentru actul acesta al cinei Domnului, cântând această cântare. Să nu uităm că mâna Domnului este cu noi și pe munte și în mare. În timp ce se cântă această cântare, rog frații care vor împărți cina, să-și ocupe locurile și ne pregătim pentru a duce în
în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, începând cu versetul 26. Evanghelia după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertare păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Ceea ce am citit a fost momentul când s-a instituit această cină. Noi astăzi practicăm acel eveniment, acel lucru pe care l-a instituit Domnul. Înainte de a ne ruga și a aduce mulțumire lui Dumnezeu, să nu uităm că acel eveniment Domnul Iisus l-a însoțit cu rugăciune și a fost și mulțumire. Să nu uităm că acel eveniment Domnul Iisus l-a însoțit și cu niște clarificări. Când a luat pâinea, el a clarificat. Pâinea e trupul meu, care se frânge pentru voi. Când a luat paharul, a spus, e sângele meu, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Domnul însoțește evenimentul cu invitație. Luați, mâncați, beți toți din el. Și la urmă Domnul însoțește evenimentul cu speranță. Nu o să mai beau din acest rod al viței până în ziua când am să beau nou. Dragi surori, când suntem la masa Domnului, haideți aceste elemente să le aducem în viața noastră, să însoțim și noi acest fapt în viață, că încă o dată participăm la masa Domnului cu rugăciune, să-i mulțumim, în același timp cu clarificare să ne fie clar că Domnul a murit pentru noi și să ne întărim speranța pe care avem în El. Domnul să ne ajute, binecuvântarea Domnului dorim să rămână peste noi și dincolo de toate, Domnul Iisus să fie binecuvântat în veci de veci. Amin. Vom sta înaintea Domnului, o să-i mulțumim pentru jertfa Lui. Ne vom ruga să dea binecuvântare peste această pâine, care este simbol al trupului Lui, frânt pentru noi. Cu voce tare, fratele Gel Butuc, ne va conduce în rugăciunea spre Domnul.
în timp ce se frânge și se va împărți pâinea, cântăm împreună din cântarea 509, cântarea de la numărul 509. Să înalți jertfa ta, Iisuse, mai întâi și mai deplin, harurile ei aduse și comorile ei nespuse, iată ce doresc, iată ce doresc. Acesta este corpul meu care se frânge pentru voi. Luați, mâncați, a spus Domnul Iisus.
rodul viței ne vorbește de sângele Domnului Iisus, sânge ce a curs la Golgota pentru iertarea păcatelor noastre. Să-i mulțumim Domnului în momentele acestea, să-L binecuvântăm și să cerem binecuvântarea peste El și peste viețile și inimile noastre. Fratele Nelu Oșba ne va conduce în rugăciune cu voce tare. Doamne, mulțumim că chiar și atunci când trece prin încercări, Duhul Tău cel bun și blând este alături de noi. Mulțumim. Și prin puterea Ta de Dumnezeu ești mai mult decât primitor. Te binecuvântăm, Doamne, pentru că ne-ai invitat și de data aceasta la masă cu Tine. Doamne, dorim să binecuvântezi vinul care simbolizează sângele care de lucra Golgota pentru noi. Mulțumim, Doamne, că ai luat păcatele noastre asupra Ta și ne-ai așezat picioarele pe stâncă. Ne-ai pus picioarele pe drumul mântuirii. Și de atunci, Doamne, Te lăudăm pentru că viața aceasta e așa de minunată cu Tine. Ajută-ne, Doamne, să ne putem atinge scopul și țelul de a ne întâlni odată cu Tine în Împărăția Ta. De aceea dorim să fie alături de noi în fiecare zi și noi să rămânem mai tăi pentru totdeauna. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Se vor împărți paharele. Rămânem în meditație, în liniște. Îndreptăm gândul spre Golgota. În gândul nostru îi aducem mulțumire Domnului Iisus pentru toată dragostea Lui pe care și-a arătat-o acolo la cruce. Ne vorbește de sângele Domnului Iisus. La porunca Domnului Iisus și după învățătura apostolilor, beți toți din el.
Tatăl nostru, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim frumos pentru harul pe care ni l-ai acordat în dimineața aceasta să fim, Doamne, în casa de rugăciune, la părtășie unii cu alții și la părtășie cu cuvântul Tău. Mulțumim că ne-ai primit la masa Ta, Doamne, și că odată ne-am adus aminte de ceea ce a făcut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru noi. Din toată inima îți mulțumim. Ajută-ne să nu uităm niciodată, Doamne, dragostea Lui, jertfa Lui, suferințele Lui. Și fă ca prin viața noastră să-ți arătăm recunoștință, iubindu-te, ascultând de tine, slujindu-te pe tine. Mulțumim că ne-ai dat cuvânt și astăzi, Doamne. Binecuvintează cuvântul în inimile noastre. Fii alături de cei ce trec prin Valea Plângerii. Doamne, am vrea să simțim prezența Ta în fiecare zi lângă noi. Îți mulțumim că ne asculți și îți mulțumim pentru tot ceea ce vei face în viețile noastre. Binecuvântat și glorificat să fie numele Tău în veci de veci. Amin. Vă rog să vă reașezați. Se vor aduna paharele, vom cânta apoi o cântare, vom face colecta. Înainte, câteva anunțuri. Așa cum ne-am așteptat, a murit porțiu Ionel la ora 11:10. Domnul să mângâie familia îndoliată. În seara aceasta, la orele 18, la ora 6, vom avea servicii de privei. Nu vom avea biserică de la 5. Vom avea serviciu la capelă. O să discut cu familia la terminare. V-aș ruga să veniți. Aici cam știu mentalitatea noastră. Mă, nu prea, nu pot la adunare, nu-i de-a nostru. Vreau să știu că să știți că e lucrarea lui Dumnezeu. Nu se poate să fie păstorii doar și să cânte, să predice, să facă ei. Știu că e cald, dar haideți să ne facem datoria. Ne cheamă Domnul să slujim. Nu înțelegem de ce. A cincea mormântare și încă mai urmează. Nu înțelegem de ce, atâtea. Dar, dacă ne trece Dumnezeu prin voi, sunt oportunități de a sluji, de a predica, de a onora pe Dumnezeu. La orele 6, în seara aceasta privei, vom anunța apoi în seara asta mâine, probabil la ora 7, și probabil că marți va fi slujba de mormântare. Și apoi, serviciile sunt cunoscute, dacă va fi cu voia Domnului, vineri, de la orele 19, pentru că nu știm ce se mai poate întâmpla, și duminica viitoare, dimineață, de la 10, și după masă, de la orele 5. Aș vrea să cântăm acum, împreună, din cântarea de la numărul 510, și în timpul acesta facem și colecta. Iisus Hristos, Lord, meu, pe cruce ai.
ceea ce ne-a dat. Vă mulțumim tuturor, vă dorim o duminică binecuvântată, în care Dumnezeul nostru, prin viața noastră, să fie onorat. Amin. 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 Amin.